zi foarte frumoasă să ne primim elevi în școală. Școala este pregătită parțial de data aceasta pentru a întâmpina pe elevi, în sensul că lucrările începute în cursul verii sunt în curs de finalizare. Sălile de clasă însă nu vor avea de suferit, așa că procesul de învățământ se va desfășura la urmă. Câte clase pregătitoare aveți anul acesta și ce lucrări mai sunt în desfășurare? În anul acesta avem 3 clase pregătitoare din cele 24. Școala noastră a început acest an școlar cu 603 ele. În privința lucrărilor, sunt lucrări în mod de investiții, respectiv izolație interioară, schimbarea tâmplăriei și urmează să se instaleze încălzirea centrală. Deci, în sfârșit, școala va ajunge la standard modern de funcționare.